Lăudat să fie Iisus și Maria, sau salutul care este universal în Biserica Catolică, Laudetur Iesus Christus. Este un salut frumos pe care noi îl adresăm atunci când ne salutăm între noi și pe care Papa Ioan Paul al II-lea l-a reintrodus când a fost pontif la Roma. Și bine ați venit în Biserica Sfânta Tereza Pruncului Iisus din Iași, situată pe șoseaua Nicolina numărul 6. Această biserică a fost gândită și ctitorită de preasfințitul Petru Gherghe, episcop diecezan de Iași, pentru grija pastorală a sufletelor care locuiau în această parte a orașului, în cartierul Nicolina, dar nu numai aici, ci și în satele din împrejurimi. Lunca Cetățuii, Horpaz, Ciurea, Dumbrava și spre Miroslava, Valea Ursului, Vorovești. Această biserică este o binecuvântare pentru comunitatea noastră, deoarece credincioșii își găsesc liniște sufletească și pot să-L întâlnească pe Dumnezeu, pot să-și împrospăteze sufletele cu Harul Sfințitor și pot să găsească putere și curaj pentru a merge mai departe. Arhitectul acestei biserici este domnul Gheorghe Hereș, un priceput maestru care a gândit această biserică într-un mod cu totul special. Dacă privim din afară, biserica are forma unei bărci cu un catarg, unei corăbii cu un catarg, în vârful căreia se află crucea. Se face referință la barca lui Petru, primul dintre apostoli, pe care Hristos l-a numit la cârma bisericii sale atunci când i-a spus: Tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea și puterea celui rău nu o va birui. Avându-l pe Petru și sigur în biserică pe succesorii săi, care sunt papii de la Roma, avem această siguranță că avem toate mijloacele necesare pentru a ajunge cu bine pe marea învolburată acestei vieți până la portul mântuirii veșnice. Dacă intrăm în biserică și privim din interior, biserica are forma unui cort, cu referință la cortul Alianței din Vechiul Testament. Atunci când Dumnezeu cu braț puternic și cu mână tare i-a scos pe fiii săi din robia Egiptului, ducându-i spre libertate țara Canaanului, atunci El și-a stabilit locuința între corturile oamenilor. Și acel cort al Alianței avea partea cea mai sfântă, numită Sfânta Sfintelor, în care se afla chivotul legământului, în care se păstra mana,
acea pâine binecuvântată cu care Dumnezeu i-a hrănit în timpul călătoriei prin pustiu. Iată, și biserica putem spune că este mult mai mult decât acest cort al întâlnirii, pentru că aici în biserică nu avem doar Sfânta Sfintelor care să păstreze pâinea din Vechiul Testament, ci acolo în tabernacol îl avem pe Hristos prezent în mod real, în taina eucharistică, adevărata pâine a vieții, care ne hrănește sufletele și ne întărește în acest pelerinaj al nostru spre țara promisă, spre Ierusalimul Ceresc. Tabernacolul este locul în care se păstrează speciile eucharistice și de acolo noi luăm pâinea eucharistică și îngrijim bolnavii, împărtășim credincioșii. De aceea, vedem, lângă tabernacol sunt două vitralii, mozaicuri în partea stângă și în partea dreaptă, care conduc spre această prezență reală a lui Hristos din Sfânta Eucharistie. În partea stângă l-avem pe Abraham cu cei trei îngeri trimiși de Dumnezeu, pe care Abraham îi primește și îi ospătează. Ca recunoștință pentru acest gest de ospitalitate, iată, Dumnezeu găsește un mod mult mai generos de a rămâne cu noi în taina eucharistică până la sfârșitul veacurilor. Iar în partea dreaptă a tabernacolului avem scena cu Iisus, care apare în seara primei zile a săptămânii, în seara zilei învierii, și întărește pe cei doi ucenici care mergeau descurajați spre Emaus. Le explică scripturile și apoi, rugat fiind de ei, rămâne cu ei la masă și li se descoperă la frângerea pâinii. Încă o dată se reface referință la Eucharistie, pâinea eucharistică cu care Dumnezeu ne hrănește sufletele în acest drum pământesc. Deasupra tabernacolului avem crucea, care este semnul iubirii infinite a lui Dumnezeu față de noi. Iisus și-a dovedit iubirea infinită pentru că a fost în stare să moară pe cruce pentru noi. Apostolul Ioan, apostolul iubirii, după aproape 70 de ani de meditație, spune atât de frumos: atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, pentru ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Dar ceea ce este interesant și ca o particularitate a acestei cruci, nu-L vedem pe Hristos răstignit și mort pe cruce, ci Hristos înviat din morți. Este un lucru extraordinar care vrea să ne ajute să înțelegem că, într-adevăr, crucea, suferința, este trecătoare. Urmează apoi învierea. Nu se termină totul în Vinerea Sfântă la mormânt, ci urmează Duminica Învierii, Duminica Înălțării. În dreapta și în stânga crucii vedem calea Sfintei Cruci, cele 14 stațiuni, care încep de la condamnarea, judecarea lui Iisus de către Pilat și condamnarea pe nedrept, și apoi drumul crucii care este parcurs până când Iisus este înmormântat. În timpul postului mare, în zilele de miercuri, vineri și duminică, cu o jumătate de oră înainte de Sfânta Liturghie, credincioșii vin în număr foarte mare pentru a participa la această cale a Sfintei Cruci. Este interesant că rugăciunile pe care noi le facem cu această ocazie durează cam jumătate de oră, exact cât este drumul care a fost parcurs de la casa lui Pilat până la Calvar, acolo unde Iisus a fost răstignit.
Calea Sfintei Cruci a fost gândită de domnul arhitect într-un mod foarte interesant. Deși inițial a fost pusă în mod liniar în biserică, el le-a reașezat în această formă de rotund, pentru că spunea dumnealui, două cercuri care sunt tangențiale dă semnul infinit. Și atât avem semnul infinit în dreapta și în stânga, ceea ce vrea să ne transmită această idee foarte frumoasă, că nu doar Iisus a trebuit să parcurgă calea Sfintei Cruci, ci unul fiecare dintre noi trebuie să facem același lucru. Iisus ne-a și spus, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Așadar, privind această cale a Sfintei Cruci, primim și acest îndemn de a încerca și noi să ne asumăm responsabilitățile, misiunea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o și să putem să mergem cu curaj pe acest drum al crucii, știind că nu se termină la mormânt, ci că va fi învierea și înălțarea. Un alt lucru important legat de calea Sfintei Cruci e faptul că acest drum este sub formă de semicerc, adică urcări, coborâri, urcări, coborâri. Aceasta este viața pe pământ. Nu este un drum liniar. În viață avem situații când suntem înălțați, alte ori când suntem coborâți, dar niciodată nu trebuie să ne pierdem curajul, având crucea din mijlocul acestei devoțiuni, care ne arată că întotdeauna învierea este cea care are ultimul cuvânt. Biserica Sfânta Tereza Pruncului Iisus are ca patroană pe Sfânta Tereza, care s-a născut în anul 1873 și a murit în anul 1897. Cele patru vitrale pe care le avem în biserică reprezintă pe scurt viața acestei sfinte. La intrarea în biserică, pe partea dreaptă, avem deja primul vitraliu, care ne arată familia Sfintei Tereza. Și mama și tatăl, când erau tineri, voiau să se consacre lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu așa a rânduit viața lor încât s-au întâlnit, s-au căsătorit, au avut 9 copii, au murit 4 și cei 5 copii, respectiv cele 5 fetițe pe care le vedem în vitraliu, sunt Tereza și surorile ei. Tereza este cea mică, de aceea avem și denumirea de Tereza cea mică cu referință la Tereza Pruncului Iisus. Stă pe brațele mamei și Sfânta Tereza a rămas orfană de mamă când avea numai 4 ani. Tatăl s-a străduit să le dea o educație bună, frumoasă, aleasă și rând pe rând toate au mers spre mănăstire. Interesant că tatăl spera că doar cea mică va rămâne cu ea, dar și ea, nu numai că a plecat la mănăstire, dar parcă nu avea răbdare și de aceea la 15 ani, la insistențele ei, tatăl se vede nevoit să meargă la Sfântul Părinte Papa și trecem la al doilea vitraliu, era vorba de Papa Leon al XIII-lea, și cere dispensa ca să poată intra în mănăstire mai degrabă, la numai 15 ani. Văzând această dorință atât de arzătoare, sigur că Papa îi permite acest lucru și interesant este că tatăl acceptă decizia fiicei, nu se împotrivește, chiar dacă îl va costa mult, ținea foarte mult la ea, chiar o numea prințesa mea, dar totuși îi acceptă decizia și în mănăstire fiind, ea se dăruiește total lui Hristos. Mergem mai departe la al treilea vitraliu și aici avem pe Tereza îmbrăcată în haină de carmelită, a ordinului carmelitan, în mănăstire. A trăit relativ puțin, de la 15 ani până la 24, deci numai 9 ani de mănăstire. O vedem cu o carte, se face referință la cartea pe care ea a scris-o, Istoria unui suflet, în care vorbește despre toate trăirile ei. Ceea ce este noutate în viața Sfintei Tereza, de fapt, readuce în atenția oamenilor din secolul al XIX-lea, ceea ce Iisus Hristos a spus deja. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine și împărăția cerului este rezervată celor mici, copiilor. Suntem la sfârșitul secolului al XIX-lea, un secol al industrializării. Și Tereza, sigur, se gândea cu
cum ar putea să slujească ea biserica. A încercat în fel și chip să se gândească și atunci a recurs la Sfânta Scriptură, a răsfoit prin Sfânta Scriptură până când a ajuns la scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni, la capitolul 13, care este prin excelență imnul iubirii creștine, un imn extraordinar. Și în finalul acestui imn, făcându-se referință la cele trei virtuți teologale, credința, speranța și iubirea, spune: iubirea este cea care le întrece pe toate, pentru că atunci când vom vedea pe Dumnezeu, nu mai avem nevoie de credință, când noi deja am dobândit ceea ce am sperat, nu mai e nevoie de speranță, dar iubirea trece dincolo de moarte. Iubirea este mai tare decât moartea. Și atunci bucuros a închis cartea și a spus: am găsit vocația. Vocația mea este iubirea. Și prin lucruri mici, ea s-a străduit să se dăruiască total lui Dumnezeu. Și spuneam, la sfârșitul secolului al XIX-lea, fiind vorba de industrializare și gândindu-se la sfințenie ca la un pisc foarte înalt pe care nu l-ar fi putut urca, i-a venit în minte ceea ce se găsea deja în practica de toate zile, acel ascensor, liftul, care ridică cu ușurință omul la o înălțime pe care el nu poate urca cu propriile puteri. Și atunci și-a spus: brațele lui Iisus sunt adevărat lift pentru mine și eu mă abandonez total lui. Eu vreau să rămân un copil. De aceea avem și calea specială pe care anul indică, calea copilăriei spirituale. Din punct de vedere spiritual, să fim ca niște copii care ne încredem total în Dumnezeu. Și atunci, dacă sunt mică, Iisus mă va ridica el pe aceste culmi ale sfințeniei. Altădată spunea că eu vreau să fiu pentru Iisus ceea ce este mingea pentru copil. Ce face copilul cu o minge? Când o ține în brațe, când o dă de perete, când o uită, iată, exact același lucru voia să fie ea. Gândindu-se la plecarea ei apropiată din această lume, i-a asigurat pe toți că va petrece cerul făcând să cadă o ploaie de trandafiri. De aceea, la intrarea în biserică, avem un vitraliu care arată pe Sfânta Tereza Pruncului Iisus, din nou cu Iisus răstignit pe cruce și cu trandafiri a căror petale cad. E semnul că Sfânta Tereza ne-a promis și ne-a asigurat că va petrece cerul mijlocind pentru noi haruri nenumărate. De aceea noi avem în fiecare săptămână, joi seara, în fiecare zi de joi seara, liturghia specială în care noi implorăm binecuvântarea lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfintei Tereza Pruncului Iisus. Tot în acest vitraliu vedem și Bazilica Sfântul Petru, pentru că în anul 1997, la 100 de ani de la trecerea ei în veșnicie, Papa Ioan Paul al II-lea, Sfântul Ioan Paul al II-lea, a declarat-o învățătoare și doctor a Bisericii. Și este un lucru deosebit, a uimit pe foarte mulți, pentru că n-a avut studii de teologie, n-a avut o viață îndelungată, n-a scris tratate de teologie, dar acest mod simplu, care se potrivește fiecărui credincios, i-a dus acest titlu deosebit. Mai mult decât atât, în mănăstire fiind, voia ca Iisus să fie cât mai cunoscut. Și pentru că mănăstirea carmelitană este o mănăstire de clauzură, surorile n-au voie să iasă din mănăstire, atunci și-a închinat toate sacrificiile ei pentru misionari, care duc vestea cea bună celor care încă nu-L cunosc pe Hristos. De aceea, în partea stângă, avem și o scenă cu o liturghie celebrată sub un copac uscat, ca așa sunt în pustiul Ceal din Kenya, mai precis la Maikona, am avut bucuria să ajung acolo, și avem preoți români care lucrează pentru acești oameni care de puțin timp l-au cunoscut pe Hristos, de aproximativ 40 de ani. Și am pus această scenă cu activitatea misionară pentru că ea a fost declarată și patroana misiunilor. Este cea care mijlocește pentru misiuni și pentru misionari. Și trecem la ultimul vitraliu, în partea dreaptă. Este o procesiune în care vedem diferite categorii de persoane: ministranți, seminarist, preoți, episcop, tineri care poartă relicviarul Sfintei Tereza, rămășițele pământești ale Sfintei Tereza Pruncului Iisus, persoane consacrate, familii, copii, poporul lui Dumnezeu într-un cuvânt, care merg în pelerinaj urmând îndemnul Sfintei Tereza, care este beatificată, sanctificată. De aceea o vedem îmbrăcată în alb, cu o carte deschisă pe care scrie Omen Novum, limba latină, spre realitățile noi, cele cerești. Ea ne arată cum să ajungem în cer. Și avem două biserici mari, biserica din Lisieux,
biserica unde sunt rămășițile pământești ale Sfintei Tereza Pruncului Iisus, și biseria noastră care poartă numele Caroare de Patroană, Sfânta Tereza Pruncului Iisus din Iași. Un fel de înfrățire, un fel de pelerinaj de la Lizio la Iași. Și acest relicviar a fost în anul 2001 aici în România, s-a oprit numai la Bacău și am avut bucuria să participăm atunci în număr mare, să ne rugăm și să implorăm mijlocirea acestei sfinte patroană a comunității noastre. Biserica Sfânta Tereza Pruncului Iisus din Iași a fost gândită de Preasfințitul Petru Gherghel și proiectată de domnul arhitect Gheorghe Hereș, iar lucrările au început în ziua de 6 mai 1991. În 27 noiembrie 1994 deja s-a celebrat prima Sfântă Liturghie, fiind lucrările în general terminate. Sigur, se putea celebra Sfânta Liturghie, dar erau încă multe de făcut. Până la 1 octombrie 1995, când este și sărbătoarea Sfintei Tereza Pruncului Iisus, când Preasfințitul Petru Gherghel a dat și decretul de înființare acestei parohii, care până atunci fusese filială a Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Iași, din centru, biserica a fost susținută și lucrările au fost coordonate de către episcopie prin părintele de atunci, Iosif Comorașu. Spun de atunci pentru că anul acesta, la 25 martie, dimineața zilei de 25 martie, duminică, a fost chemat la Domnul. Și cu ocazia aceasta vreau să îi doresc să fie răsplătit pentru tot efortul pe care el l-a depus ca această biserică să poată să fie, și a depus mult efort pentru susținerea lucrărilor de la această biserică, bineînțeles susținut de către Episcopia Romano-Catolică din Iași. La 1 octombrie, Preasfințitul Petru Gherghel a numit ca paroc pe părintele Pavel Chelaru, primul paroc al acestei biserici, care a rămas până în anul 1999, când a simțit vocația, probabil datorită patroanei Sfânta Tereza Pruncului Iisus, să meargă misionar în Africa. Îi datorăm lui faptul că s-au terminat lucrările la casa parohială și biserica a continuat lucrările foarte frumos cu tot ceea ce înseamnă pavimentul de marmură și tot ce este aici în biserică, apropiindu-se de altar. În anul 1999 a fost numit al doilea paroc al comunității părintele Isidor Iacovici, care a păstorit această comunitate până în anul 2004. El a avut meritul de a pregăti tot ceea ce înseamnă altarul, cu acest vitraliu central, cu masa de altar, cu pupitul unde se citește cuvântul lui Dumnezeu, baptisterul unde sunt botezați copiii. Tot exteriorul bisericii a fost acoperit cu plăci de travertin de borsec. Este meritul lui și efortul lui, pentru că s-a străduit să caute pe unde a știut, la toți prietenii lui, la toate posibilitățile din țară și străinătate, pentru ca să poată să continue lucrările la această biserică. Și intrarea în biserică, această intrare frumoasă, cu trepte, cu jardiniere pe dreapta și stânga, tot el s-a străduit ca să avem așa o intrare atât de frumoasă, atât de solemnă în această casă a lui Dumnezeu. Părintele Isidor Iacovici s-a îngrijit ca să avem și o capelă mortoară în cimitirul Bunavestire. Chiar dacă s-a dus la Roma pentru ca să se îngrijească de asistența spirituală a românilor din Roma și împrejurimi, inima i-a rămas la Biserica Sfânta Tereza Pruncului Iisus din Iași și datorită lui avem aici în biserică orga
care sună atât de frumos. Inițial el a gândit o orgă clasică, a și trimis-o aici la biserica noastră, dar era prea mare pentru biserica noastră micuță. Și atunci am trimis-o la alt județ, o biserică mare, unde sigur acolo sună atât de frumos, iar părintele de acolo s-a îngrijit să avem această orgă care imită orga clasică. Mai departe, în anul 2004, a ajuns aici ca păstor al acestei comunități părintele Farcaș Antoan. Venea de la Răducăneni și a terminat lucrările de finisaj în interiorul bisericii. S-a străduit ca, într-adevăr, lucrurile, băncile din biserică să fie atât de frumoase, să avem unde să participăm la Sfânta Liturghie în condiții demne și cu răbdare pentru ca să putem asculta Cuvântul lui Dumnezeu. A fost chemat la Domnul la numai 51 de ani, în ziua de 16 februarie 2010, urmând ca din aprilie 25 să fiu eu păstorul acestei comunități. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că aici am găsit o comunitate vie, o biserică frumoasă și împreună cu domnul arhitect am încercat să terminăm ceea ce mai era de făcut pentru ca să poată să fie sfințită biserica. Așa au apărut cele două mozaicuri, dreapta-stânga, cele patru vitralii, calea Sfintei Cruci și iarăși un lucru foarte frumos care mie îmi place foarte mult este acest candelabru. Candelabru destul de mare, are diametru de 8 metri și 25 de centimetri și în acest candelabru vedem cristale pereche, câte două, care în anul 2012, când pregăteam biserica pentru a fi sfințită și altarul consacrat, era al doilea an dedicat familiei. Și atunci am motivat credincioșii ca fiecare familie să contribuie pentru cumpărarea unui cristal dublu, imaginea familiei din comunitatea noastră. Erau 816 asemenea cristale și noi aproape 800 de familii, eram 700 și ceva, 740. Era o imagine frumoasă pentru că se începea din decembrie, anul credinței. Și ne-am gândit așa, așa cum aceste cristale luminate dau culori atât de frumoase, la fel familia, dacă este luminată de credință, devine atât de frumoasă, devine atât de atractivă, model pentru ceilalți, așa cum Iisus a voit când spunea așa să lumineze credința voastră, încât văzând semenii voștri, faptele voastre bune, să-L preamărească pe Tatăl din cer, în Predica de pe Munte, Matei, capitolul 5. Și atât acest candelabru atât de frumos cu aceste cristale ne ajută să nu uităm niciodată că trebuie să fim adevărate mărturii, să fim lumina lumii, să vorbim oamenilor despre prezența lui Hristos în noi și faptele noastre să dovedească că Iisus trăiește în noi. Biserica de unde suntem noi până la grinda de sus are înălțimea de 17 metri și jumătate. Dacă privim cum arată biserica, ar fi un fel de pătrat cu latura de 21 de metri și jumătate, iar înălțimea până la crucea din turnul bisericii este de 32 de metri. Cam acestea ar fi datele care privesc dimensiunile bisericii noastre. În biserica noastră, ca în orice biserică catolică, nu lipsește Sfântul Anton de Padova, un sfânt atât de îndrăgit, nu numai de credincioșii catolici, dar și de frații ortodoxi și chiar și de alții. Am fost impresionat mergând în Turcia să văd că foarte mulți musulmani veneau și se rugau, cereau ajutorul lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfântului Anton de Padova. În fiecare zi de marți avem rugăciuni speciale, marți seara, împreună cu Sfânta Liturghie, când noi cerem ajutorul lui Dumnezeu prin mijlocirea Sfântului Anton. Este cunoscut, îl vedem reprezentat cu o carte deschisă și pruncul Iisus în brațe. Este imaginea faptului că el a iubit foarte mult Sfânta Scriptură. Spuneau contemporanii că dacă s-ar fi pierdut Scripturile, el ar fi putut reconstitui din memorie. Atât de mult cunoștea, dar nu numai că el cunoștea Scripturile, ci el punea în practică Scripturile. Era un apărător al săracilor. De acolo a rămas și coșul Sfântului Anton cu acele pâini pe care credincioșii le aduc pentru ca să le dăm săracilor. Sfântul Anton de Padova a trăit
și s-a străduit ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să-l pună în practică și iată, de 800 de ani, el este un mare mijlocitor și prezența credincioșilor în număr mare care vin să ceară mijlocirea dovedește faptul că el întotdeauna ceea ce îi se cere se străduiește să ducă cererile noastre la tronul milostivirii lui Dumnezeu. Vis-a-vis avem statuia Sfântului Iosif. Iosif, care în Sfânta Scriptură îl vedem foarte tăcut, el tace și face. Este un model, este, putem spune, patronul bărbaților, pentru că și-a asumat cu mare responsabilitate grija pe care Dumnezeu i-a încredințat cele mai mari comori, pe pruncul Iisus și pe Preacurata Fecioară Maria. Este un lucru deosebit, pentru că el a ascultat. Avea planul lui, era logodit cu Maria, gândea la o familie obișnuită, normală, Dumnezeu îi cere cu totul altceva. Îi cere să devină tată purtător de grijă a lui Iisus, fiind din dinastia davidică, și să se îngrijească de Maria și Iisus. De aceea, biserica l-are de patron al Bisericii Universale și sunt un număr de 80 de congregații care l-au ales de patron, de protector. În luna martie, când avem și sărbătoarea Sfântului Iosif la 19 martie, credincioșii în mod special vin și cer mijlocirea acestui mare sfânt. Mergând mai departe, avem statuia Preacuratei Fecioare Maria cu pruncul Iisus în brațe. Maica Domnului este foarte cinstită în biserica noastră, de fapt în întreaga biserică și catolică și ortodoxă. De aceea Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, când în zilele de 7-9 mai a vizitat România, a numit România cu titlul atât de frumos Grădina Maicii Domnului. Pe bună dreptate, pentru că Maica Domnului este cinstită la noi în țară. O devoțiune specială pe care credincioșii o au față de Preacurata Fecioară Maria este Sfântul Rozariu. Cu jumătate de oră înainte de Sfânta Liturghie, credincioșii se adună și meditează diferite momente din viața lui Iisus și a Preacuratei Fecioare Maria, pe care apoi le însoțește cu rugăciunea Bucură-te Marie, care este o rugăciune foarte frumoasă, o rugăciune biblică. Bucură-te, Marie, stai plină de roagă, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femeile și binecuvântată este rodul trupului tău, Iisus. Prima parte cuprinde salutul Îngerului Gabriel, Bucură-te Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Urmează apoi salutul verișoarei Elisabeta, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, la care biserica a adăugat cuvântul Iisus. Iar partea a doua este o invocație, Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Aceste rugăciuni au o vechime destul de mare și se găsește originea în aceste rugăciuni a Sfântului Rozariu încă din Evul Mediu. În momentul în care se consacrau în mănăstiri persoane care nu știau să citească și nu puteau să recite cei 150 de psalmi, iată că biserica le-a pus în mână aceste rugăciuni în cinstea Preacuratei Fecioare Maria, meditând momentele din Sfânta Scriptură despre Iisus Hristos și Preacurata Fecioară Maria într-un grupaj de 150 de rugăciuni împărțite în 15 mistere. 5 mistere de bucurie, 5 mistere de durere și 5 mistere de slavă. Împreună fac așa o coroană frumoasă și chiar cuvântul rozariu vine de la cunună de trandafiri, un buchet mare de trandafiri pe care noi îl oferim Preacuratei Fecioare Maria. Papa Ioan Paul al II-lea, Sfântul Ioan Paul al II-lea Papă, a avut această frumoasă inspirație și la aceste 15 misteri a mai adăugat încă 5 care lipseau. Viața publică a lui Iisus se cheamă Misterele de Lumină. Și atât că acum avem 20 de mistere pe care noi le medităm înainte de Sfânta Liturghie ca o pregătire pentru jertfa Sfintei Liturghii, care este actualizarea jertfei de pe Calvar. Pregătim sufletește acest moment deosebit, Sfânta și Dumnezeiasca jertfa lui Iisus la Sfânta Liturghie, meditând la viața și activitatea lui Iisus. În biserica noastră, foarte mulți credincioși și putem spune că Sfântul Rozariu este ca o armă puternică. Cineva făcea comparația foarte frumoasă că cele 5 mistere le compara cineva ca cu cele 5 pietricele ale lui David, pe care le-a avut în praște și cu care a reușit să îl învingă pe uriașul Goliat. Și iată, de aceea putem spune că este o armă puternică în mâna tuturor, mai ales a celor care nu știu carte, dar și a celor învățați. Pentru că este o rugăciune profundă, este o rugăciune biblică. Și de aceea avem și o sărbătoare specială la 7 octombrie, când cinstim Sfânta Fecioară Maria, Regina Sfântului Rozariu, în memoria acelei victorii deosebite pe care armatele creștine le-au obținut împotriva turcilor la Lepanto, în 1571. Papa a îndemnat întreaga creștinătate să se roage Sfântul Rozariu. Și în urma acelei victorii extraordinare, mulți, mai ales senatul venețian, spunea nu armele,
ci rozariul ne-a dus victoria. Următoarea statuie pe care o avem, mai puține statui pentru că biserica este micuță, îl reprezintă pe Iisus cu mâna arătând spre inimă. Este o devoțiune specială, devoțiunea în cinstea inimii preasfinte a lui Iisus. Iisus care s-a plâns că a iubit atât de mult și care este atât de puțin iubită. Prin Sfânta Maria Margareta Alacoc avem această devoțiune atât de frumoasă, însoțită și de 12 promisiuni pentru cei care cinstesc inima preasfântă. Și practica concretă este că mulți credincioși, lunar, în prima vinerie din lună, se îngrijesc ca să fie spovediți și să se împărtășească. Iar inima preasfântă a lui Iisus ne-a asigurat că cei care fac acest lucru dobândesc o viață spirituală deosebită și vor avea siguranța că vor muri îngrijiți fiind sufletește cu Sfintele Sacramente. De aceea, în Biserica Sfânta Tereza Pruncului Iisus de Neaș, întotdeauna la vinerea întâi din lună, lumea este mai multă în biserică, foarte mulți se apropie de Sfintele Sacramente, iar noi preoții dimineața vizităm bolnavii care nu pot veni la biserică pentru ca să îi îngrijim cu Sfintele Sacramente, cu Sfânta Spovadă și cu Sfânta Împărtășanie. După ce am vorbit despre biserica și despre vitrarile și ceea ce cuprinde această biserică din Nicolina, vreau să mă refer mai departe la biserica vie, care este formată din credincioși. Faptul că este așezată la ieșirea din Iași spre Lunca Cetățuiei, spre Miroslava, comunitatea noastră este în creștere. 2010, când am venit aici, erau 697 de familii. Anul acesta, 2018, în urma binecuvântării caselor, am găsit un număr de 912 familii cu un număr de 2288 de credincioși care aparțin acestei comunități. Pentru ca să-i putem sluji din punct de vedere pastoral, noi avem în fiecare zi Sfânta Liturghie dimineața la ora 7, iar după amiază la ora 18, iar duminica avem 3 Sfinte Liturghii. Dimineața la ora 9, liturghia animată de copii. În această biserică se adună copiii alături de părinți, pentru că vin de la distanțe mai mari, și liturghia este animată de copii prin cântecele lor pline de viață. Părintele Eugen Andrei predică pe înțelesul lor, folosind dialogul, pentru ca să fie cât mai activi. Iar copilașii care sunt mai mici și părinții vin cu ei la biserică, care nu au răbdarea de a participa la Sfânta Liturghie pentru că încă nu înțeleg ce se întâmplă în biserică, au posibilitatea la subsolul bisericii, unde avem un ecran mare și difuzor, unde este mochetă pe jos, copiii foarte bine se pot juca între ei, iar părinții cu un ochi îi supraveghează și cu un ochi privesc la ecranul care transmite Sfânta Liturghie din biserică. Și astfel încercăm să îi împăcăm pe toți, pentru că avem în biserică și persoane adulte, persoane în vârstă, care uneori se plâng de faptul că, părinte, vreau o oră, vin și-o la biserică, vreau să pot să ascult Sfânta Liturghie în tihnă. Copiii nu o fac din răutate, ei sunt copii și sigur că îi înțelegem și pe ei și în acest fel încercăm să împăcăm și pe unii și pe alții pentru ca toți să poată beneficia de Cuvântul lui Dumnezeu, de participarea la Sfânta Liturghie. La ora 11, liturghia animată de corul mare, liturghia adulților, iar după amiază, liturghia animată de tineri, în care, sigur, ținem cont de majoritatea celor din biserică și preotul încearcă să le vorbească pe înțelesul lor, copiilor în formă dialogată, adulților cu așteptările lor, iar tinerilor, la fel, cu problemele cu care se confruntă, să găsească răspuns la întrebările lor. Cu aceste categorii de persoane avem și activități deosebite. Copiii, de exemplu, au sâmbăta repetiție la cor, au cateheză, în timpul vacanței intersemestriale au o săptămână de campus în care sunt îndemnați să participe la diferite ateliere, se începe și cu o rugăciune, se îmbină plăcutul cu utilul. Apoi încercăm să-i sensibilizăm ca ei să știe cum se câștigă un ban și să-i aprecieze, de aceea la subsol, unde avem 4 săli foarte utile, în care avem activități cu copiii, cu tineri și cu adulții, ei sunt îndemnați, de exemplu, înainte de Crăciun sau înainte de Paști, să confecționeze diferite obiecte religioase, care apoi sunt vândute în fața bisericii sau sunt oferite în urma unei donații, donații cu care noi susținem activitatea copiilor și a tinerilor din comunitatea noastră.
Iar apoi, în ziua de Sfânta Treime, este o sărbătoare deosebită, sărbătoarea primei Sfinte Împărtășanii, în care ei sunt îmbrăcați frumos în alb, pentru că ei reușesc să arate astfel că sufletul lor este din nou curat, purificat prin baia Sfintei Spovezi. Activitățile cu tinerii, la fel, sunt deosebite. Ei au cateheză în fiecare vineri, au pregătire pentru cor, animat de organistul acestei comunități, Daniel Duma, dirijat de Petronela Andrieș. Și nu numai atât, dar părintele Eugen Andrei, care este păstorul lor spiritual, împreună, în colaborare, încearcă să găsească tot felul de posibilități pentru a-i aduna, pentru a fi împreună, pentru a privi un film împreună, pentru a găsi de acolo concluziile care sunt recerute, de a expune problemele lor, de a găsi soluții în Sfânta Scriptură la problemele lor. Un grup frumos dintre acești tineri, un număr de 20, sunt animatori, care sunt cei care înflăcărează activitatea copiilor. De exemplu, vara, când se termină școala, organizăm acel campus de vară, este așa numitul GREF, Grup Recreativ Estival Formativ. Cu ajutorul jocurilor, noi încercăm să-i formăm și spiritual. Și începând de la grădiniță până la clasa 8-a, aici în jurul bisericii, din pădure pe la Cetățuia, avem activități deosebite. Pentru cei care au primit deja prima Sfântă Împărtășanie și până la clasa 8-a, urmează o altă săptămână pe care o petrecem în afara Iașului, în locuri diferite, la Slănic Moldova, Pralea, Trăian. Și sigur, acolo din nou avem ocazia să aprofundăm ceea ce s-a făcut aici o săptămână și sigur, copiii să lege prietenii între ei, să știe să fie formați la valori frumoase, creștine, pe care să le urmărească apoi în viață. Adulții din comunitate au și ei grupuri deosebite care vrem să fie ca și drojdea, care să înflăcăreze și pe ceilalți din comunitate. Așa avem, putem numi familia corului adulților, care sunt ajutați să cânte frumos aici în biserică de către domnul Ciprian Cușanu, care este și organist și dirijor, cor care are deja identitatea sa de acum de 22 de ani, cor care mereu este activ și mai ales înainte de sărbătorile mari, găsesc timp pentru a se pregăti chiar de două ori pe săptămână. Tot în cadrul adulților avem în fiecare duminică, după Sfânta Liturghie, posibilitatea de a aprofunda cunoștințele religioase în așa numita cateheză pentru adulți. La subsolul bisericii, timp de 50 de minute, avem ca și tematică de mai mulți ani Sfânta Scriptură. Am început cu câteva noțiuni introductive și apoi am luat fiecare carte din Sfânta Scriptură, începând de la Cartea Genezei, am ajuns pe la scrisorile Sfântului Paul acum, cu ajutorul lui Dumnezeu vom termina anul acesta de aprofundat Sfânta Scriptură și vrem să arătăm că aceste cărți ale Sfintei Scripturi sunt actuale. Noi încercăm să vedem ce ne vorbesc, ce ne spun nouă astăzi și e atât de frumos când vedem cum credincioșii vin cu experiențe personale în care arată într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu este lumină, cum spune psalmistul, este făclie pentru pașii mei. Ceva de un magazin și când am venit în ziar marfa aceea, PCR era trecut cu doctorița, a fost carbonizată, a fost răstită, a fost cu tare. Și după tăbica aceea s-a rugat, Doamne, ai milă de ea. De babă, cu doi copii, zice așa, și l-am foarte surprinsă. Și acea rugăciune a salvat-o. Ea a văzut cerul, purgatorul, iadul, a văzut tot ce este. Și a fost readusă la viață, ceea ce părea imposibil de punct de vedere științific, o femeie carbonizată, fiind trăsătă prin braț și prin picior, fiind tot ars și numai ca să fie și mai convingătoare vindecarea, a mai născut încă o dată.
Tot în comunitatea Sfânta Tereza Pruncului Iisus din Iași avem și două grupuri deosebite. Am putea spune că sunt două prelungiri a mâinilor preotului. Grupul Sfântul Vincențiu de Paul și grupul Mișcarea Familiei de Nazaret. Mișcarea Familiei din Nazaret sunt în această comunitate din anul 2002. Cei care au adus această mișcare aici în Iași vin din Polonia, unde au o tradiție destul de veche și ei se bazează pe, la fel, aprofundarea Cuvântului lui Dumnezeu, pe mărturii, direcțiune spirituală, despre care, sigur, responsabil acestui grup, doamna Mariana Ifrim, vă poate spune mai multe lucruri. În România, mișcarea a apărut în anul 2000 la inițiativa unui grup din Polonia, a monseniorului Anton Despinescu și a părintelui paroh de atunci, Isidor Iacovici. Începând din vara anului 2002, membrii ei participă de 3 ori pe an la reculegeri de formare de 2-3 zile. Are la bază Sfânta Scriptură, propunând urmarea radicală, totală a lui Hristos în atitudine, gânduri și fapte, având ca model Sfânta Familie, Iisus, Maria și Iosif. Principiul de bază este comuniunea de viață cu Hristos prin Maria. Spiritualitatea mișcării se inspiră și din gândirea a 4 mari sfinți și învățători ai Bisericii, Sfânta Tereza de Avila, Sfânta Tereza de Lisieux, Sfântul Ioan al Crucii și Sfânta Faustina Kowalska. Ideea conducătoare a acestei spiritualități este primatul persoanei în fața acțiunii în relația cu Dumnezeu. Conform gândirii Sfântului Vasile cel Mare, se insistă mult pe faptul că Dumnezeu ține mai mult la persoană decât la faptele sale. Țelul suprem este sfințenia. În această privință, mișcarea, sprijinindu-se pe doctrina Sfântului Ioan al Crucii, și anume că Dumnezeu îl cheamă pe om la o uniune transformatoare. Prin urmare, pe măsură ce omul acceptă tot mai mult voința lui Dumnezeu, voința personală dispare, devenind una cu voința lui Dumnezeu. Practicând astfel libertatea față de orice atașament, făcându-ne să privim tot ce avem ca pe un dar, așa cum Sfânta Tereza de Lisieux, patroana bisericii noastre, ne spune în cartea Istoria unui suflet, totul este har. De fapt, trăim deja una dintre fericirile pe care Iisus le-a proclamat pe munte, fericiți cei săraci cu Duhul. Un element esențial al acestei mișcări este consacrarea mariană, urmând îndemnul testamentar al lui Hristos pe cruce. În calitate de paroh, eu sunt asistentul spiritual, care odată la 2 săptămâni le prezint diferite teme, pe care le termin cu 3 întrebări, la care ei încearcă să răspundă și aceste mărturii ne încurajează și ne ajută să putem depăși dificultățile pe care inerent le întâlnim în viața pământească. Grupul celălalt, Sfântul Vincențiu de Paul, am spune că este un grup mai activ, este un grup caritativ și are în vedere susținerea și ajutarea persoanelor sau familiilor care se confruntă cu probleme deosebite. Acest grup, ca și cel din familia din Nazaret, un număr de aproximativ 20, au rol frumos de a vizita aceste persoane, aceste familii, de a-i susține, de a ajuta să depășească momentele de dificultate. Am spune noi, nu li se duce un pește ca să mănânce, ci sunt învățați să pescuiască. Adică sunt ajutați să depășească momentul respectiv, dar apoi să devină ei stăpâni și să poată să meargă pe picioarele proprii. Sunt de admirat cum oameni care au serviciu, au familii, știu să dea din timpul lor pentru a fi de folos semenilor lor. De admirat că săptămânal ne întâlnim după Sfânta Liturghie de luni, acolo citim Evanghelia proclamată la Sfânta Liturghie și încercăm apoi pe baza acelei Evanghelii să spunem fiecare ceea ce am înțeles și ceea ce ne spune nouă Cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi, întărit sufletește de acest Cuvânt al lui Dumnezeu, vedem ce activități caritative au fost pe parcursul săptămânii care s-a încheiat și ce urmează săptămâna următoare. Și așa, săptămână de săptămână, noi încercăm să ne întâlnim, să fim noi o familie, noi să fim susținuți unii cu alții și împreună să-i susținem pe cei care au nevoie de ajutorul nostru.
în ziua de 30 septembrie 2012, Biserica Sfânta Tereza Pruncului Iisus a trăit un moment deosebit. Atunci, în biserica noastră, au fost prezenți trei episcopi, episcopul diecezan Petru Gherghel, episcopul auxiliar de Iași, preasfințitul Aurel Percă și preasfințitul auxiliar de București, monsignorul Damian Cornel. Au fost însoțiți de un grup de aproximativ 40 de preoți și a avut loc, putem spune noi, momentul în care se păstrează și se sărbătorește an de an, consacrarea altarului și sfințirea acestei biserici, lucrările fiind, spre noi, terminate. Cu ocazia consacrării altarului, prin bunăvoința părintelui Isidor Iacovici, am așezat în altar mai multe relicvii de ale sfinților. Este un obicei vechi încă de pe vremea bisericii primare, când biserica se construia în locul unde era un martir. Aceste relicvii sunt, în primul rând, relicvia Sfintei Tereza Pruncului Iisus, care este patrona comunității noastre, despre care v-am vorbit. Apoi, un alt sfânt pe care eu l-am la inimă și mă bucur că avem relicvia aici în altar, este Sfântul Ioan Bosco, un sfânt care s-a născut în Italia, în apropiere de Torino, la Castelnuovo, în 1815, și a murit în 1888. Un alt sfânt pe care îl avem aici în altar este Sfântul Pius al X-lea Papă, a pontificat la începutul secolului 20 și este cunoscut, pe lângă foarte multe alte contribuții, ca fiind Papa Împărtășaniei Dese. Apoi, sigur, îl avem, cu bucurie deosebită, spun pe Papa Ioan Paul al II-lea, o relicvă a Sfântului Ioan Paul al II-lea, despre care nu este caz să vorbesc pentru că este prea cunoscut și știm cât de mult a iubit el tinerii, cât de mult el s-a implicat în tot ceea ce înseamnă binele omului, binele spiritual. Îl avem și pe Sfântul Pius de Pietrelcina, sau cunoscut în Italia Padre Pio, care a murit în anul 1968 și care timp de 50 de ani a purtat stigmatele lui Iisus, rănile în mâini, picioare și în coastă. Au dispărut aceste stigmate în ziua când a murit. Și mai avem aici încă relicviile a două sfinte, Bartolomea de Capitanio și Vincența Geroza, care sunt întemeitoarele unei congregații a căror măicuțe lucrează în parohia noastră. Tocmai de aceea, prin bunăvoința lor, am avut aceste relicvie. Sunt surorile așa numite Maria Bambina, care lucrează aici cu copiii, cu tinerii și se implică și în activitatea social-caritativă a bisericii. Biserica Sfânta Tereza Pruncului Iisus are porțile deschise în fiecare zi. Este posibilitatea de a veni aici în biserică, de a vizita această comunitate, de a vizita vitrariile, lucrurile frumoase din biserică. Dar, în mod special, sunteți așteptați în ziua de duminica cea mai apropiată de 1 octombrie, când celebrăm hramul comunității noastre. Este o ocazie deosebită pentru a afla cât mai multe despre patrona comunității noastre, Sfânta Tereza Pruncului Iisus, dar ori de câte ori aveți ocazia, biserica este deschisă și vă primește pentru un moment de reculegere, pentru o rugăciune pe care să o adresați lui Hristos prezent în taina euharistică. Vă așteptăm!